Intenționez și eu să-mi apăr țara îndorată, este mesajul unui ofițer în plin scandal al fondurilor lipsă de la MAPN, despre care mai mari de la guvern au aflat la restaurant. Banii de hrană și chirie se vor eșalona cel puțin luna asta, au anunțat oficialii, fapt ce a atras imediat demisia ministrului apărării. I-am spus că dacă constituie o soluție, demisia mea se află pe masa dânsului. Sunt foarte supărat, foarte trist și că am pierdut un ministru bun, un ministru foarte bun. Șefii din PSD erau la o terasă când armata anunța că nu mai are bani pentru hrana și chiriile celor 60.000 de soldați și 12.000 de civili angajați. Sub anonimat, un ofițer le-a răspuns. Intenționez să-mi apăr țara în două rate, prima dată pe 15 septembrie. După aia mai vedem. Sunt așa de nervos încât îmi tremură degetele pe computer. Chiar și după mărirea recentă, venitul unui subofițer abia depășește 2300 de lei. Norma de hrană, banii pentru haine sau pentru chirii reprezintă mai mult de jumătate. Cu sau fără lafă întreagă, militarii rămân la ordin. Afectează prestigiul armatei, de asemenea afectează moralul militarilor, cât și relațiile armatei cu societatea civilă și mai ales prestigiul de care armata României și România se bucură în comunitatea euroatlantică. După ce și-a anunțat demisia în direct la televizor, Adrian Țuțuianu a transmis pe o rețea de socializare că pleacă de la minister cu fruntea sus, după un mandat de doar 2 luni și 5 zile. Nu sunt bani pentru armată. Domnul ministru a dorit să nu se afle acolo, să nu se mai afle în acel post în viitor, când s-ar putea să fie mari probleme. Președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au vorbit încă de aseară la telefon și au convenit schimbarea ministrului apărării Adrian Țuțuianu. Așa că astăzi, imediat cum a ajuns la Palatul Cotroceni, șeful statului a semnat cele două decrete. Noul ministru este acum Marcel Ciolacu, un ministru al apărării interimar. Pe lângă plata salariilor, apărarea trebuie să asigure și planul de înzestrare, iar armata are o listă lungă de necesități. Printre ele, un sistem de apărare antiaeriană, elicoptere de atac, de transport, transportoare blindate, tancuri, corvete, ori avioane F-16 și sisteme de tip lansator multiplu de rachete cu bătaie mare vor intra în dotarea armatei, după ce astăzi a fost aprobată cererea României de către Congresul American. Iar scandalul s-ar putea muta și la afaceri interne. Deocamdată, Carmen Dan susține că are bani pentru salarii și dotări. Avem aprobat alocarea bugetară integrală pentru plata salariilor, titlul 1, care reprezintă cheltuieli de personal. Asta înseamnă că angajații ministerului, la data de 14 septembrie, își vor primi integral drepturile, ca și până acum, fără întârziere. Ministerul de Finanțe a anunțat că rectificarea bugetară va fi făcută la sfârșitul acestei luni și va fi pozitivă.